Au dat 4 spargeri și au furat doar țigări. Este vorba despre 3 tineri din Drobeta, Turnu Severin, care acum au ajuns pe mâna oamenilor legii. Unul dintre jafuri a fost filmat de un martor. Nu știu ce fac. Să vină repede. Desparți magazinul. Să vină. Da. Nu știu. Se pare că unul dintre tineri ar fi pus la cale jafurile. În 2 din cele 4 spargeri, tânărul a acționat singur, iar în celelalte 2, alături de câte un alt tânăr, dintre care un minor de 16 ani. Pe imaginele surprinse de un martor, se vede cum cei 3 tineri dau cu un bolovan în ușa unui magazin de cartier. Aceștia sunt mascați, intră în magazin, stau câteva minute, după care ies cu niște saci încărcați cu țigări. Prejudiciul la acest magazin este de 5.000 de lei. El a sunat și pe șefii mei, a sunat la poliție, dar... Cel care a filmat a sunat. Da, el a văzut. Toată chestia a durat un minut și ceva. Și ce au luat? Doar țigări. Multe? Da, țigări. Era tot. Deci tot ce au găsit țigări au luat. Aia ce era mai scăpat, ce era căzut pe loc, că după alea nu s-au plecat. Dar au intrat. În toate cele 4 spargeri s-a acționat în același mod. Imediat după ultimul jaf, tinerii s-au făcut nevăzuți în noapte. Minorul de 16 ani a fost depistat într-o comună din Caraș Severin. Acum, făptașii au fost reținuți pentru 24 de ore. Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat despre faptul că persoane necunoscute au pătruns în incinta unui magazin situat pe strada Veterani, prin spargerea ușii cu ajutorul unui bolovan, de unde au sustras mai multe pachete cu țigarete. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale, s-a constatat faptul că în perioada 29 iulie-7 august anul curent, 3 tineri din județul Mehedinți ar fi spart mai multe magazine din municipiul Drobeta, Turnu Severin și au sustras mai multe pachete cu țigarete. Prejudiciul estimat este în valoare de 20.000 de lei. Cu toate că făptașii au fost descoperiți și trași la răspundere, până acum nu a fost recuperată nicio parte din prejudiciul de 20.000 de lei.